România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Oameni buni, am ajuns în acel punct al pandemiei unde statul a început să se întrebe dacă nu cumva sunt necesare măsuri mai dure pentru oprirea bolii. Fostul ministru al sănătății, domnul Nelu Tătaru, acum consilier al premierului Câțu, spune că îi va propune șefului său să treacă la vaccinarea obligatorie a anumitor categorii profesionale. Este vorba de cei care lucrează în spitale și de angajații școlilor, mai pe șleau, profesorii și doctorii. O discuție în acest sens s-a purtat deja la Ministerul Sănătății cu conducerea interimară a acestuia și o decizie va fi luată după ce statul va ști exact cum stă cu vaccinarea, adică câți oameni s-au vaccinat în cele două domenii. Discuția se poartă în contextul în care numărul infectărilor cu coronavirus din România s-a dublat de la o zi la alta. Numai ce ați auzit, că avem 4.000 de cazuri și astăzi și în loc de creșterea aceea lentă pe care ați văzut-o săptămâna trecută, am trecut brusc de la 2.000 la 4.000. Este efectul unei veri în care, să fim onești, ne-am comportat cu toții ca și cum nu ar exista boala asta. Au fost nunți, botezuri, cumătrii, festivaluri. Statul a supravegheat doar evenimentele mari în care a cerut anumite condiții de intrare. În rest, cam totul a fost la liber, iar mulți dintre noi cred că tehnic a uitat de boală, nu? De asemenea, statul român a refuzat să impulsioneze vaccinarea prin aplicarea unor măsuri care să-i avantajeze pe cei care au făcut gestul ăsta. De exemplu, alte state au pus intrare cu vaccin la restaurante sau în locuri publice, cu excepția transportului în comun. România și politicienii săi au refuzat toate măsurile care se dovedesc a fi nepopulare. Da? Uitându-se la rata vaccinării, domnii Iohannis și Câțu, căci ei decid toate aceste lucruri, au hotărât că nu îi vor supăra pe cetățenii români. Există și o rațiune economică aici. În condițiile unui buget prăbușit, nu blochez întreaga economie. Cam asta e filozofia de lucru. Acum însă perspectiva acestui val al patrulea pare mai sumbră. Dacă numărul de cazuri crește atât de mult și este și mai mare ca anul trecut, asta înseamnă că s-ar putea să moară mai multă lume. Da? Ieri domnul Gheorghiță a spus că de la o singură persoană infectată se poate ajunge la 390.000 în două luni. De asta guvernul vrea măsuri, așa cum au luat Statele Unite, Franța, Grecia, ca să dau câteva exemple. Aceste măsuri s-au lăsat cu proteste, dar și cu demisie din spitale. Știți povestea unei maternități din Statele Unite care s-a închis pentru că nu mai are destul personal. Oamenii au refuzat să se vaccineze. Guvernele au forțat totuși măsurile. Dar mai există un lucru la care vă propun să medităm. Domnul Tătaru a rostit o frază rară în spațiul românesc și care merge cam în răspăr cu gândirea noastră tradițională care valorizează individul și nu comunitatea. Domnul Tătaru spune că beneficiul comun este mai important decât cel individual. Asta e o frază care la noi e scrisă doar în cărți. Noi nu credem aici că ne putem descurca împreună, ci doar de unii singuri. De aia nu știm să facem nici măcar o coadă. Dar oare chiar așa este? Este beneficiul comun mult mai important decât cel individual? Sunteți de acord? Vă invit la dezbatere la România în direct. 0372069599. Iată și ce vă întreb. În ce condiții ați fi de acord cu vaccinarea obligatorie în România? Ce categorii profesionale ar trebui vizate de măsură? Și este într-adevăr beneficiul comun mai important decât cel individual? 0372069599 și pentru cei care vor să ne sune întâia dată, această emisiune este pe Facebook și promit că mai arunc câte un ochi la mesajele de acolo ca să purtăm dialogul acesta cât se poate de mulți. Alin este cel care deschide emisiunea de astăzi. Salutare! Bună ziua! Ca să răspund direct la întrebarea dumneavoastră, aș fi de acord cu vaccinarea obligatorie pentru mai multe categorii profesionale, nu doar cele menționate, cu o singură condiție, să avem suficiente exemple din alte state europene care au făcut lucrurile astea, pentru că oricum la noi oamenii nu cred în vaccin și atunci avem o mare problemă și cu vaccinarea
voluntară, da, păi obligatorie să mai fie, vă dați seama, ar fi un dezastru total și așa. Păi stați, cum ar fi un dezastru? Adică în ce sens ar fi un dezastru? Că aici mi-e teamă că nu înțeleg cu totul. Păi dacă oamenii de bună voie nu înțeleg beneficiile vaccinului, când au la libera alegere atâtea variante și cu ARN și fără ARN și mai multe feluri de vaccin, și cu toate astea nici măcar populația tânără nu se vaccinează într-un procent semnificativ de mare la noi. Avem exemple, Spania, Italia, deja Malta a zis 90%. La noi, na, undeva e procentul la 35%, să zicem, cu totul, la nivel național, vorbesc, nu de București. Da, vă da. Dați seama. Adică asta ar stârni o stare de furie a populației mai mare? Da, sau... totală, da, da? Exact. O, deci... ar fi o nebunie întreagă, vă dați seama. Adică oamenii ar fi și mai inversionați împotriva vaccinului. Decât dar, sunt uite, acum, adică... eu dau un argument. Nu știu care e situația noastră legată de chestiunea asta, dar dacă te duci la medic, adică ai considera că medicul trebuie să fie vaccinat, să nu, Doamne ferește, să te îmbolnăvească el pe tine. Că și ăsta un drept al tău. Cu medici este o altă problemă. Noi avem o foarte mare și importantă categorie de medici antivaxeri. Asta este o realitate. Nu numai noi, adică, să nu... Da, adevărat. În țara noastră sunt ca și în alte țări, dar atâta timp cât oamenii nici în medici nu văd un exemplu foarte consistent în direcția asta, nu știu, cred că dubiile lor poate într-o oarecare măsură pot fi explicate, mă sigur. Gândesc. Adică eu lucrez într-un mediu, m-am vaccinat prin luna mai, atunci când s-a putut, la categoria mea de vârstă, dar lucrez într-un mediu în care aproape 80 și ceva la sută dintre cei tineri din jurul meu nu sunt vaccinați și nici n-au de gând să facă lucrul ăsta. Adică așteaptă. Ce așteaptă nu pot să spun. Ați fi subiectul unei vaccinări obligatorii? Categoric da, fără discuție. Adică nu, în domeniul dumneavoastră, dacă ați fi subiectul... Categoric da, fără discuție, da. Și cum ar privi lumea asta? Dacă mâine vine angajatorul și zice, domnule, s-a dat rău, o lege... Foarte rău, da? Ar fi un dezastru, vă spun asta. Bun, dar adică domnul Tătaru zice așa, dacă ești subiectul vaccinării obligatorii și dacă nu faci nici vaccin și nici test, că ar pune testarea pe banii fiecăruia dintre noi, înțelegeți? Atunci ar trebui să-i se interzică dreptul la muncă. Da, aici este o altă problemă. Repet cu ce am deschis discuția. Dacă avem suficiente exemple în străinătate de țări care au făcut lucrul acesta și n-ar exista, nu știu, poate problema de a pierde procese la CEDO în direcția asta și oamenii ar da în judecată statul român, nu știu, poate ar trebui făcută, dar cumva făcută într-un cadru safe, adică... Da, nu când, există deci... cadru safe. Uite, îți mulțumesc tare mult și eu îți înțeleg și îți împărtășesc nedumeririle. O să-ți explic un pic mai încolo de ce, dar apropo de CEDO, să știți că niște pompieri francezi s-au dus la CEDO și au cerut să nu fie vaccinați obligatoriu, cum a propus guvernul acolo, și ce să vezi, CEDO le-a respins această cerere. Există o cerere mai veche la CEDO, care a fost judecată în acest sens și care spune, domnule, nu e o încălcare a drepturilor atât de mare, pentru că trebuie să ai grijă și de comunitate. Salutare, Oana, bine ai venit la România în direct. Ce spui? Bine v-am găsit. Eu sunt cu totul de acord cu vaccinarea obligatorie, deci lucrez în învățământul superior. Eu nu văd în condițiile actuale și la procentul de vaccinați de la noi să putem să reluăm prea curând activitatea așa cum a fost înainte. În niciun caz. În învățământul superior există o mare problemă cu cazarea studenților, dacă aceia nu sunt vaccinați, apoi foarte repede vor fi focare, atât în cămine, cât și în facultate. Deci nu există posibilitate. Iar mai mult de atât, în învățământul superior, desfășurarea activității în mod hibrid, adică jumate de ore online, jumătate fizic, nu se poate. Alea nu mai sunt ore. Studenții sunt pe drum, se uită pe telefon, intră în videoconferință prin telefon, așa nu merge. Deci bun. Eu, mai mult de atât, doresc, aș fi de acord cu extinderea și pentru studenți. Sunt persoane majore, nu depind de părinți,
într-un anume fel. Deci, eu... Eu înțeleg argumentul tău, dar să știi că potrivit legilor din România și chiar și Constituției acestei țări, este foarte greu de făcut acest lucru. Păi bun, deci dacă se pune problema acum introducerea obligativității pentru cadrele didactice, nu văd de ce să nu se poate și pentru student. Ok, colegii tăi care nu sunt, ai colegi nevaccinați, de fapt aici vreau să ajung. Da. Da? Sigur că sunt. Destul de puțin, dar sunt. Mm-hmm. Cum ar primi ei o astfel de decizie? Sincer, nici nu m-ar interesa. Cum așa? Pentru că mie mi se pare anormal să mă pui pe mine în pericol, pe familia mea, atâta timp cât tu ai la dispoziție gratuit un vaccin și ai putea să protejezi pe tine și pe cei din jur. Deci, sincer, nu m-ar interesa, pur și simplu. Pentru că eu așa consider. Deci eu nu sunt dispusă să mă duc la facultate, să predau într-o zi, să spunem, să mă întâlnesc cu 50-60 de studenți, jumătate, să spunem, nevaccinați, cine știe cât la sută din această jumătate sunt infectați. Chiar dacă eu sunt vaccinată, pot să iau boala, pot să mă duc acasă să-i dau mamei mele, care este foarte în vârstă, cu multiple boli, și a vaccinată, dar vedeți că nu se știe până la urma urmei. În data de 21 aprilie 2021, Ministerul Sănătății a răspuns unei adrese din partea Avocatului Poporului, care a cerut lămurire asupra vaccinării. Îți citesc punctul 2 din această adresă a Ministerului Sănătății. Angajatorii nu pot să impună angajaților să efectueze vaccinul anticovid. Conform codului muncii, accesul la locul de muncă nu poate fi condiționat de efectuarea sau nu a vaccinului, deoarece angajatul are dreptul la egalitate de șanse și de tratament. În cadrul relațiilor de muncă funcționează principiul egalității de tratament față de toți salariații și angajatorii. Asta e legea și interpretarea pe care chiar Ministerul Sănătății o dă acestei situații, să știi. Da, dar acum, atunci, pe baza cărei lege ar putea să introducă obligativitatea vaccinării pentru cadrele. Vor trebui să modifice. Adevărul este că domnul Tătaru dă un balon de încercare și deocamdată se face că face ceva. Adică, din punct de vedere al sănătății, eu îl înțeleg. Din punct de vedere al legalității, există o analiză făcută de un site care se numește avocatul.ro și pe care vi-l recomand, avocato2deoncoadă.ro, care arată că e virtual imposibil să faci chestiunea asta. Există niște excepții și eu sunt curios cum ar vrea domnul Tătaru să facă asta. Îți înțeleg temerile? Da, e adevărat. Poate că nu există cadrul legal, deci nu discut eu despre asta, că chiar nu știu, doar ca principiu. Din acest punct de vedere mi-am exprimat eu opinie. Mulțumesc tare mult, Oana. Dacă sunt avocați sau oameni ai legii printre dumneavoastră, cum se spune, ce-mi place exprimarea asta, oameni care lucrează cu acte și sunt juriști în general și au explicații pe codul muncii, chiar am să vă rog, dacă avem posibilitatea să vorbim, eu să mă mai uit pe această analiză care arată că e foarte greu să treci la vaccinarea obligatorie, dar există și niște excepții. Viorica, salutare, bine ai venit la noi! Bună ziua! Ce crezi? Ar trebui eu sunt în mașină, sper că se aude cât de cât ok. Eu cred că subiectul este foarte, foarte sensibil și delicat. Eu sunt medic. Sunt pentru vaccin, am făcut și boală, am făcut și vaccin. În primul rând, medicii, profesorii, inginerii, toți sunt oameni și va exista tot timpul un procent care să fie împotriva a ceva, da? Să aibă o altă opinie. Problema cred că este la marea masă a poporului român, care este foarte, foarte, foarte receptiv la toate prostiile, chiar dacă sunt o minoritate cei care sunt împotriva vaccinului, că ăsta e subiectul. Oamenii sunt mult mai receptivi la asta decât la marea masă a specialiștilor care recomandă acest vaccin.
Deci, subiectul este foarte sensibil. Vor fi tot timpul și medici și profesori și academicieni și care vor fi de cealaltă parte a curentului. Ce-aș întreba eu, bun, eu ca medic sunt obligată sau aș fi obligată, nu că v-am spus eu sunt, să mă vaccinez. Bun, ca să-mi protejez pacienții mei. Bun, dar ce fac pacienții mei ca să mă protejeze pe mine și pe asistenta mea, care suntem vaccinate, suntem în regulă, avem măști, avem tot ce ne trebuie. Eu îi primesc pe toți, evident, vaccinați, nevaccinați, nu am dreptul să resping pe nimeni. Cu măști purtate, știți dumneavoastră foarte bine cum, cu măști care arată că au fost folosite eu știu câte zile, dacă le spun, puneți masa corespunzător, se mai uită și un pic urât la mine. Și îmi spui așadar, asta, eu te înțeleg, dar... Nu știu cum aș rezolva acest lucru. Sigur că și noi suntem stresați, pentru că am deja colegi care au făcut și boală și vaccin și au făcut din nou boală. Acum... Stai ca să înțeleg unde ajungi, că eu înțeleg temerile tale, dar ce vrei să spui? Că ar trebui să fie vaccinarea obligatorie pentru mult mai multe categorii decât pentru profesia ta? Cred că dacă vrem să impunem obligativitatea acestui vaccin pentru o categorie de oameni, nu este ok că vor apărea 11.000 de discuții. Trebuie să fie obligatoriu pentru fix toată populația dacă vrem să ieșim odată din mizeria în care ne aflăm. Altfel o să ne tot învârtim într-un cerc. Cei care nu vor strigă tipă așa, cei care vor strigă tipă că de ce ceilalți, nu sincer, știi, nu văd soluția în această situație. Este însăși ceea ce spui tu, este însăși esența modului în care funcționează societățile, în care ne-am constituit drepturi individuale. Tu vrei chiar să abdicăm de la un articol de Constituție? Dar ce facem? Deci eu cred că nu ne permitem, repet, eu sunt pentru, dar cred că România și cred că nici celelalte state, vedeți, a spus chiar dumneavoastră, o maternitate s-a închis că nu mai are personal. Noi și așa nu avem medici. Dacă impunem, deși eu cred că în categoria medici în România, marea majoritate sunt vaccinați, eu cred că la personalul mediu... Stai că-ți spun acum. Medici 69%, asistenți 57%, infirmierii 53%, brancardieri 49%. Ne permitem în acest moment să pierdem 30% dintre medici în condițiile în care noi oricum suntem supra-solicitați? Deci crezi, cum spune Nelu Tătaru, că beneficiul comunității, binele comun este mult mai important decât binele individual. De acord, dar binele comun, sigur că da, și asta trebuie să gândim fiecare dintre noi. Nu mă gândesc doar la mine, mă gândesc la toți ceilalți de pe lângă mine, dar dacă dispar 30% dintre medici, binele comunității nu va fi bine pentru că nu o să mai aibă cine să-i îngrijească de alte boli și beneficiul nu o să fie mai mare până la urmă. Mulțumesc tare mult! Știi la ce mă gândesc? Da, ai dreptate. Așa este, o să sufere. Dar societățile noastre de tip occidental s-au născut și au progresat tocmai prin afirmarea drepturilor și libertăților individuale. Adică ne-am câștigat capacitatea ca la un moment dat să facem noi ceea ce credem că e mai bine pentru noi. Mai ales în această țară care are experiența unui bine comun pus cu forța, dacă vă mai aduceți aminte, respingerea e cu atât mai mare. Noi suntem individualiști, iar rațiunile comunității de-abia începem să le vedem. Și asta vă spune un om care se zbate de ani de zile să facă o comunitate. Mihai, salutare, ești la România în direct. Bună ziua, Cătălin. Îmi cer scuze pentru faptul că probabil o să mă cam bâlbâi un pic. Am mai vorbit de mult așa. Mă rog, să trec la subiect. Discuția vaccinării, despre vaccinare obligatorie. Mi se pare că deja discuția despre vaccin trece cu mult limita bunului simț. Se fac foarte multe presiuni a cetățenilor în general să se vaccineze, li se
pun în față pe toate canalele media tot felul de spoturi, ba pentru copii, ba că vaccinul conține libertate, ba că conține vacanțe, ba că nu mai știu ce conține. Acest model de presiune s-ar putea să acționeze exact invers față de așteptări, în primul rând. De exemplu, eu sunt genul de om pe care dacă vrei să-l îndrepți într-o direcție și înțeleg chestia asta, obligatoriu, din instinct, mă îndrept în direcția opusă. Da, există pentru acum... Pentru să stau să judec, de ce vrei neapărat să mă îndrepți în direcția aia? Care e interesul tău? Iar chestia asta cu binele comun, așa cum spuneam mai devreme, noi, oamenii, deși ne-am dezvoltat în societăți, începând de la triburi, clanuri și așa mai departe, până la națiuni, totuși suntem individualiști. Și aici apare o problemă. Binele comun. Bun, ok. Deci noi, toată planeta, vrem să scăpăm de problema asta în care tot ne afundăm de un an și ceva. Sunt total de acord. Vaccinul ăsta, odată cu o protecție, mă rog, mai mare, mai mică, cum o fi împotriva virusului, spun specialiștii, aduce și riscul unor efecte adverse. Unele dintre ele mergând la extrem chiar deces. Acum, să spunem că sunt foarte rare, adică față de... Nu contează, sunt. Sunt. Cătălin. Cătălin. Da. Deci, un om este un univers. Mama mea a murit în această primăvară, zice-se din cauza acestui COVID. Până n-a murit, nu mi-am dat seama universul din jurul ei. Este un univers în jurul fiecărui om. Imaginează-ți că fiecare om este soarele. Și în jurul lui sunt planetele care gravitează. Păi, da? A dispărut soarele, a dispărut de acord cu tine, ăla. Dar când calculezi relele, că ce îmi spui dacă tu acum noi este că de ales din două rele, nu? Adică spui Cătălin, așa. Dacă noi calculăm sec, da? Au murit 1000 de oameni din 10 milioane vaccinați. Da. Restul sunt protejați. Sec, cifre, matematică. Uh-huh. Știu că de urât. Sunt avantaj. De acord cu tine. Sunt clar, de acord cu avantaj. Sunt de acord vrei cu tine. Vrei ca cineva din familia ta să fie printre cei 1000? Fii atent, dar tu vrei ca cineva din familia ta să fie bolnav de boala asta și să moară, Doamne ferește, că se poate întâmpla de a mai multe mama. Ori. Tocmai ți-am spus păi mai devreme. Da, asta zic. A murit. Dacă ai fi știut dinainte și ar fi avut posibilitatea să se vaccineze, ei fi spus să se vaccineze pentru că ai de ales ce îmi spui tu mie aici, e că e de ales dintre două orele. După părerea mea, boli și virus au fost și vor mai fi dincolo de noi în mod sigur și dincolo de acest virus. Asta e foarte frumos. Într-adevăr, cred că au fost... ar trebui să ne gândim la dezghețarea permafrostului unde află virus. Și o să vină virus noi. De milioane de ani. Și o să vină virus și aia noi. Mihai. Și o să vină Cătălin unul după altul. Cătălin, sunt nu o să mai poate nicio tehnologie să descopere aceste vaccin. Nu știm. Avem acum mașini care fac vaccinuri de țătămintea în loc. Și noi ne-am dezvoltat. Asta e întrebarea pe care vreau să ți-o pun. Ești de acord să ne comportăm ca la anul 1500 când venea ciuma la Veneția sau la 1800 când avem aici ciuma lui Caragea și facem grup comune în Balta Albă? Știi că Balta Albă în București de asta se cheamă așa? Că era cimitirul comun pentru ciumă? Pentru că era cimitirul unde se dădea da, cu var, da. Da, și se dădea cu var. Deci mai poate așa. Societatea noastră în anul 2021 să accepte că foarte multă lume va muri în numele drepturilor individuale și să mergem păi, așa mai la departe? La ora actuală se moare în numele drepturilor individuale, Cătălin. Da, păi eu te întreb, mai putem... Nu de COVID, din alte motive. Vrei să-ți dau un motiv pe care întâlnești când termine emisiunea și treci acasă? Da, tutun, du-te mașini, pe stradă tutun, și vei vedea acolo, unul care a parcat o mașină aiurea în tramvai, da. Pentru că lui se pare că are dreptul să meargă la magazinul ăla din fața unde da. A oprit el mașina. Și pentru aia avem niște reguli, lui. Nu? Pentru... Și pentru aia cineva va depăși, va intra pe linie continuă, va veni unul pe contrasens, și vine cineva legea... va muri sau va suferi greu. Și zice deci, legea că e obligatoriu să... din cauza drepturilor individuale. Zice legea că e obligatoriu să parchezi cum trebuie? Bun, și cu ce schimbă asta ceva? Dacă tu ai murit, Cătălin, tu ești în pământ. Universul din jurul tău s-a dus, Cătălin. Facem eforturi ăla ce să face? Nu muri. Primește o pedeapsă cu suspendare? Ce-ți spun eu aici e că facem eforturi să nu moară cât mai mulți dintre noi. Nu ăsta e scopul?
Sau e libera alegere, merge până la sfârșit? Cătălin, libera alegere merge până la sfârșit. Mulțumesc tare mult. E concluzia unora dintre noi. Până la urmă, mii de ani așa au mers societățile înainte. Dar ce spunem astăzi este dacă nu cumva am mai învățat ceva. Câți oameni sunteți dispuși să moară în numele acestei libertăți individuale, da? Când poți să te aperi? Adică nu e ca și cum te-ai aruncat de pe o clădire, deși și acolo facem eforturi. Laurențiu, salut, ești la România în direct. Vă salut și eu. Referitor la întrebările pe care le-ați pus... Să le amintesc, da, pentru cei care au intrat mai târziu pe frecvența Europa FM, sunt așa. În ce condiții ați fi de acord cu vaccinarea în obligatorie în România? Sau la ce categorii profesionale am putea face asta și dacă beneficiul comun e mai important decât cel individual. Scuze, Laurențiu. Nu e nicio problemă. Deci nu sunt de acord cu vaccinarea obligatorie în România. În contextul în care fiecare dintre noi avem liberul arbitru și fiecare dintre noi trebuie să decidem în dreptul nostru ce facem cu viața noastră. Nu cred că o autoritate a statului poate să vină și să-mi impună niște tratamente medicale privind sănătatea, pot să pun și ghilimele, da? În condițiile în care eu am dreptul să decid ce fac cu viața mea. Referitor la vaccinuri, vreau să spun faptul că nu se cunosc beneficiile acestor vaccinuri. Le vedem cu ochiul liber. Eu le zic serios. Laurențiu. Nu se văd cu ochiul, dar numai puțin. Sunt oameni care au scăpat cu viață, sunt mii de oameni care sunt protejați, mii de oameni care au făcut boala mai ușor, sunt sute de milioane care s-au vaccinat. Să nu împingem lucrurile încolo. Bun. Să nu împingem într-o zonă în care nici tu, nici eu nu putem controla. Sigur, terminați ideea, dar nu vreau să zici niște lucruri false. Eu consider că nu sunt lucruri false în măsura în care producătorii acestor seruri au declarat că aceste seruri sunt în analiză și în studiu. Nu, da? nu. Laurențiu, te corectez. În analiză și în studiu. Ascultă-mă o secundă, pentru că și asta e informație falsă. Autoritatea americană de aprobare a acestor medicamente, așa numitul FDA, cea mai mare instituție din lume care aprobă tipurile de medicamente, a comunicat în vara acestui an că vaccinul este în întregime aprobat. Adică această discuție s-a terminat. Nu, ei au venit și au spus, domnule, toate testele, toate lucrurile arată că e în regulă. Vă dăm este voie să-l... site-urile producătorilor. Nu, este, asta e o informație un pic mai din urmă, Laurențiu. Între timp, lucrurile au venit aici. Sunt autoritățile americane au venit și au zis asta. Bun, în regulă. Și până atunci... De ce trebuie să ne vaccinăm? Adică acceptăm de bunăvoie să devenim cobai. Dar acceptăm de bunăvoie să murim, da, Laurențiu? Da, deci cât, îmi pare rău, deci cât timp, nu, asociația asta medicală, FBI-ul ăsta din Statele Unite, FDA, nu a decretat că totul în regulă. Noi eram în postura de cobai. Dar vreau să zic altceva. Cât timp există riscul de a deceda, da? Eu personal nu vreau să-mi asum acest risc și nimeni, nici măcar domnul Tătar sau domnul Klaus Iohannis sau cine o fi, nu vor putea să mai spună lucrul acesta. Mai devreme, ai auzit-o pe Viorica? Da, am auzit-o pe doamna Viorica. Viorica a zis așa, sunt medic și spune ei cu ce te ajută pe tine faptul că s-ar putea să pierzi niște medici și ajungi în spital cu o altă boală și nu o să te poți trata. V-ați gândit oare, măcar puțin, că efectiv Dumnezeu a creat corpul uman într-un chip atât de minunat, atât de complex și a creat un sistem imunitar care este suficient ca să lupte cu anumite boli? Nu știu, adică e o discuție pe care nu pot să... Nu, cu toate bolile. Păi mor oameni de la... Mor oamenii de inimă, mor oamenii de cancer. Este evident că Dumneavoastră ați fi dispus să faceți acest vaccin cu știind că există risc ca să muriți? Uite, eu m-am vaccinat cu foarte multe luni în urmă, deci l-am făcut acest vaccin. Am înțeles, ok.
Da. Îmi dați voie să vă povestesc o experiență personală de anul trecut? Dacă am fost, poți să faci în 30 de secunde, da. În 30 de secunde. Am fost la ATI, am fost o zi în comă, m-am internat în spital cu pneumonie și după o zi de tratament pentru COVID, pentru că testul mi-a ieșit, vezi, Doamne, pozitiv, eu, sau hai să nu zic că vezi, Doamne, da? Mi-au dus glicemia, tratamentul respectiv mi-a dus glicemia la 700 și am intrat în comă diabetică. Da. Nu pot să comentez asta cu tine, pentru că... Este o experiență personală. Mulțumesc tare mult, știu că e o experiență personală, de asta nu pot să comentez. Eu nu știu ce s-a întâmplat în cazul tău medical și nu știu cât de relevant este pentru alți oameni. Despre asta e vorba în momentul acesta. Dar noi vorbim astăzi despre propunerea ministrului Tătaru, ministrului, fostului ministru, care spune că s-ar putea face vaccinare obligatorie în România pentru medici și profesori. De acord sau împotrivă? Vorbim cu Andrei. Alo, bună ziua! Salutare, Andrei! Vreau să încep discuția cu faptul că sunt deja vaccinat și legat de tema pentru astăzi, pot să spun că sunt de acord și nu sunt de acord. Mai devreme ați dat niște procente legat de doctori, că cât sunt vaccinați, cât nu sunt, dar de politicieni avem procente? Câți politicieni sunt vaccinați? Nu știu să zic. De ce e important? Păi eu zic că sunt de acord 100% cu vaccinarea obligatorie în momentul în care 100% din politicieni o să fie vaccinați. Vi se pare corect? Nu știu neapărat de ce spui lucrurile astea, pentru că politicianul nu lucrează în domenii din astea în care să cred eu că ar putea infecta foarte multă lume, adică se duce la parlament. Ei propun, ei propun și ar putea conduce prin puterea exemplului, adică legat și de ce a spus domnul dinainte, că există riscuri. Păi domnul Tătaru și domnul Câțu care propun asta, sau vor propune, că nu ne este clar, e o dezbatere să înțeleagă toată lumea, da? Cine ne ascultă, nu s-a dat vreo lege, ceva prin care se întâmple astea. Da, discutăm. Domnul Tătaru și domnul Câțu sunt vaccinați și fac chestiunea asta. Alți politicieni vor lupta împotriva acestui lucru. Știm foarte bine, sunt oameni din Partidul Aur care au blocat secții de vaccinare, care se opun la chestiunea asta și exprimă o stare de spirit din România. De asta zic că, nu știu, e cel mai fericit exemplu ăsta cu politicianul. De ce ai așteptat la întregul corp politic să îți exprime ție sentimentele? Eu am vrut să pun întrebarea asta și a pus cineva întrebarea câți politicieni sunt vaccinați, că la doctori sau la profesori și-a pus întrebarea, dar la politicieni, de ce nu și-a pus nimeni întrebarea asta? Da, nu ne-am pus întrebarea pentru că politicianul exprimă, cum să zic, voturile mai multor oameni. Înțeleg că pentru tine e important. Deci ai vrea să-i vezi și pe ei vaccinați și pe mai cine? Păi, în primul rând pe ei, pentru că, după cum a zis și domnul de înainte, există niște riscuri. Și prin puterea exemplului, dacă ei sunt așa de siguri că vom avea multe beneficii, să se vaccineze 90%, nu 100%, 90%. Și atunci eu sunt de acord să se vaccineze 90% din medici. Eu nu sunt medic, nu sunt de profesie, adică înțelegeți. Mă gândeam acum, îți mulțumesc tare mult, Andrei, mă gândeam acum cum ar fi să se vaccineze. Oare există exemple de la Aur de vaccinare? Stăteam să mă gândesc. Și mai e un lucru pe care l-am tot avut în minte săptămânile astea. Am tot văzut cel mai important partid din România, PSD-ul, criticând acerb ceea ce face guvernul în materie de vaccinare. Dar ați venit cu exemple bune, ați susținut, ați mers alături de oameni să îndemnați să se vaccineze, să rezolvăm problema asta, sau doar ați punctat politic acolo unde a fost nevoie? Silvia a venit la România în direct. Bună ziua! Salutare, Silvia! Ai fi de acord sau împotrivă? Aș fi de acord, sunt o persoană vaccinată, toți din familie suntem vaccinați, dar, ținând cont de faptul că un om care este vaccinat poate transmite boala, poate face boala, cred că mai degrabă ar trebui testați medicii, nu vaccinați. Deci un medic care este vaccinat nu este testat, dar el poate lua contact cu o persoană bolnavă și îi poate transmite boala. Să-i testeze în fiecare zi? Problemă? Să-i testeze în fiecare zi? Nu în fiecare zi,
periodic, de două ori pe săptămână, cum vor să facă, să impună testare obligatorie pentru cei nevaccinați. De ce nu impun testare obligatorie și pentru cei vaccinați? Mă întreb și eu de ce nu s-ar pune testare obligatorie la intrarea în școală, tot așa, ca să putem merge cu lucrurile mai departe. Am văzut în alte state, de exemplu în Austria, am văzut în Viena, nu știu dacă ai răspândit pe întreg teritoriul țării, că poți să-ți iei teste gratuite de la farmacie, te înscrii într-o aplicație a comunității, ei îți trimit rezultatul înapoi și cu testul ăla poți să mergi unde vrei tu dacă nu ești vaccinat. Am întâlnit, am medic de familie care m-a zbătut foarte mult pentru fetița mea să-i fac vaccinul anti-HPV. Nu am reușit să o conving să o scrie în program. A trebuit să-l cumpăr. Da. Deci, nu mi se pare normal. Cancerul de col ucide atâtea și atâtea femei. De ce nu se face o campanie la fel și pentru acest tip de vaccin, spre exemplu? S-a făcut în anul 2008 sau 2009, când era ministrul Eugen Nicolae. A fost dezastros și a fost pentru prima dată când ne-am confruntat cu o campanie împotriva unui vaccin de dimensiuni pe care nu puteam să le intuim la data respectivă. Autoritățile au crezut că va fi simplu, dar comunicarea în zona respectivă a fost absolut distrusă. Distrusă și cei care vor să facă acest vaccin nu au acces. Eu am putut, mi-am permis să cumpăr acest vaccin pentru fetița mea. Dar sunt persoane care vor și care nu își pot permite să-l cumpere, pentru că este foarte scump. O doză costă 650 de lei. Iată, deci, să știi că e și o problemă culturală, adică e mai profund decât simplu refuz al unui vaccin de împotriva coronavirusului. Îți mulțumesc pentru că aș vrea să o aud la finalul emisiunii și pe Elena. Elena, salutare! Bună ziua! Eu sunt cadru didactic, deci mă încadrez cumva în tema emisiunii dumneavoastră și aș vrea să spun din capul locului că sunt vaccinată. V-am vaccinat pentru că am vrut. Sunt vaccinată atât eu, cât și soțul meu, cât și fetița mea de 16 ani, deci suntem vaccinați toți. Pentru că eu, în general, cred în vaccin și în importanța lui. Dar nu putem să facem diferența între vaccinare și testare. Ele trebuie să meargă împreună. Pentru că eu pot să fiu vaccinată și fiind vaccinată pot să iau virusul, să fac o formă ușoară, nici măcar să nu știu că l-am și să-l transmit, bine mersi, în toată școala. Deci faptul că sunt vaccinat sau nu, nu mă ajută pe mine să nu răspândesc sau să nu-mi îmbolnăvesc copiii de la școală. Ceea ce propui problema tu este testarea. Un sistem de măsuri care să ne ajute să trecem de chestiunea asta. Dar nu testarea pe banii noștri, nu vă supărați. Nu că testarea nu pe banii noștri, și nu mă refer doar la mine, mă refer și la elevii mei și la părinților. Nu testarea pe banii noștri. Da, pentru că nu supărat, așa cum am putut să luăm milioane de vaccinuri pentru nimeni, așa cum am putut să luăm măști neconforme, despre care nu mai știe nimeni nimic, măști care cică apar în școală, dar nu mai apar, nu vă supărați. Nu se poate tot pe banii noștri să se facă tot în condițiile în care, iată, plătim, slavă Domnului, asigurare medicală, din salarii, foarte mult, sume foarte mari, care nu știm exact unde se duc. Da? Deci eu cred că testarea trebuie să fie complementară vaccinării. Testarea chiar este mai importantă. V-am spus încă o dată, sunt o persoană care crede în vaccinare. Apropo de ce credea și antevorbitoarea mea, Silvia, eu i-am făcut vaccinul anti-HPV fetiței mele la momentul respectiv, pentru că am vrut, pentru că am conștientizat importanța unui astfel de vaccin, așa cum m-am vaccinat și acum. Îți mulțumesc tare mult pentru... Atenție, nu putem exclude testarea. Domnul Tătaru, dacă ne auziți, să știți că oamenii din România gândesc foarte bine și foarte aplicat. Luați în calcul un mix de măsuri, cum s-ar spune. Dar vreți să vă spun ceva? Legal va fi foarte greu să faci chestiunea asta. Trebuie modificat un ansamblu de legi. Și mai e ce... și asta s-ar putea face. Dar mai este ceva la care eu mă uit cu atenție. Cât de mare este voința politicienilor români de a lua măsuri nepopulare? E aproape de zero, asta e aproape o certitudine. De asta mă uit la această propunere curajoasă, care ar putea rezolva niște lucruri, dar tare mi-e teamă că nu se va aplica și aproape că aș îndrăzni un pariu cu voi zilele următoare, privești și eu cu curiozitate la acest lucru și ne vom întoarce la dezbatere în măsura în care acest lucru se va întâmpla sau nu. Vă doresc spor la treabă! Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13:15 la Europa FM.